14 medalii au obținut practicanții de Kwangkido din Roma la întrecerile campionatului național pentru copii și juniori desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute la Iași. Tinerii practicanți de Kwangkido au reușit să urce pe podium la toate probele din concurs la ambele categorii de vârstă. Este vorba despre campionatul național pentru copii și juniori. Ediția de anul acesta s-a desfășurat la Iași. Am participat cu un număr de 30 de sportivi. A fost o competiție mare la care au fost 22 de cluburi. Au avut un total de 460 de sportivi cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani. Am încercat să acoperim cât mai multe categorii din cele prezente în competiție. În final am venit cu 14 medalii. 4 de aur, 2 de argint și 8 de bronz. Sunt medalii care confirmă rezultatele anilor anteriori. Pe de altă parte sunt și copii care au venit, copii debutanți care au venit și ei cu rezultate. Important este că am reușit să ne menținem la nivelul pe care ne l-am stabilit în anii trecuți. La această competiție au participat 460 de sportivi cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani. Dintre aceștia, 390 au concurat în probele de tehnică individuală, iar 260 au concurat și la probele de luptă pe echipe.